Secretarul de stat în cadrul MEA Raed Arafat a declarat că imunitatea după vaccinare durează până la 8 luni, acest lucru fiind demonstrat deja în urma monitorizării persoanelor vaccinate, însă monitorizarea continuă. La acest moment, până acum, din momentul în care am început să ne vaccinăm și de când au fost testările înainte, știm că imunitatea continuă, pentru că persoanele care au fost testate și au intrat în studii, ele în continuare sunt evaluate la numărul de anticorpi, la imunitate dacă scade, dacă rămâne, dacă dispar anticorpii, dacă nu dispar, cu cât trece timpul mai mult și semnalele sunt că imunitatea este valabilă, și acum înseamnă că timpul se prelungește. Deci, la acest moment, chiar vreo 6 opt luni deja au făcut teste pentru cei care au fost vaccinați și nimeni n-a venit să zică atenția a scăzut. Și cu cât timpul trece și testele demonstrează că anticorpii sunt prezenți, cu atât valabilitatea acestei vaccinări este mai lungă. În acest moment, cam asta putem zice pentru că nimeni nu poate să vină să zică cu certitudine că imunitatea durează 3 ani, pentru că vaccinul nu există de 3 ani, ci există de câteva luni. Din cauza să spunem că analiza pe durata imunității, dovada este trecerea timpului și testele care se fac pe cei care au participat la studii și care, din ce am înțeles, urmează să fie testați periodic timp de 2 ani cel puțin, a spus Raida Afat într-o intervenție la un post central de televiziune.